Bună ziua și bine v-am găsit la profană cu exerciții de matematică. Așa mă, bună ziua și bine ne vedea. Ți-a băzut pregăte bănuțe ca să facem problema aceea, că nu gândeau cu ceva și... Nu, eu așa m-am gândit. Tema. Așa, tema, nu? Din urmă. Stai, mă, să vedem. Că așa am vorbit, promis. Nu, deci am vorbit chestia asta, așa ne ține de cuvânt că... Uitați de mai spus. De aici. Acel este exercițiul. X plus X... Dar vi l-a propus dumneavoastră. Aha! Vreau să-l pun în corp. Dar nu vă gândiți acum, vă gândiți acum, vă rog. Deci... Să nu vă uitați, ca să nu mă uitați la rezolvare, nu? Cum ai gândit tu? Da, nu am rezolvat. N-ai rezolvat-o, numai că te-ai lăsat-o pentru mine. Bine. Aici, deci sunt operațiile cele cu împărțirea și proba făcută la mână, cum am, am și gândit noi, da? Două probleme acolo și cam atât. Păi, uite, mă bucur. Te felicit pentru chestia asta, da. Pentru faptul că iată ne facem datoria și atunci e mare bucurie, pentru că trebuie să înțelegem că numai muncind avem rezultate. Deci, tema pentru acasă. Lasă. 25. A 10. 2018. Întrebările. Mi-e permis când faci o surpriză, când propui două probleme, să vedem cum o pot face eu. Vă spun? Din totdeauna am avut emoții când ai propus două probleme. N-am nicio indicație, nu dai nimic. Da? Să vedem. N-are niciun, cum să-i zicem, enunț. Am înțeles. Nimic, are, da. E un exercițiu sau... X plus X. Așa. X plus X. Plus 129. 129, da. Plus X. Da. Plus 2. Așa. Egal cu... Da. X plus X. Bun. Plus X. Da. Plus X. Plus X. Gata. Care este X? Ce valoare are X? Bă, știi ce fac eu? Îți dau răspunsul direct? X are valoarea 131. Corect. Dar cum am făcut? Îmi vine și eu m-am gândit. Nu m-am gândit chiar mult. Nu te-ai gândit. Dar dacă bănuiești tu cum am făcut chestia asta? 129 plus 2 face 131 și l-ați grupat. Și ați scos 131, s-a dus cu X. Și un X egal 131. Așa. Deci am zis așa. Vezi, egalitatea asta e ca o balanță. Și dacă tai un X de aici, și tai și un X de aici, iar rămân la fel. Tai un X de aici și un X de aici, rămân la fel. X-ul de aici și cu X-ul de aici, rămân la fel. Și a rămas singur X, care e egal cu 131. Da, da, m-am gândit. Nu te-ai gândit așa. Altfel, spuneam un X, 2, 3, spuneam 3 de X, plus 131, egal cu 4 de X. 1, 2, 3, 4. 4 de X. Tu cred că așa ai gândit. Nu. Nu? Nici așa. Am gândit 121 plus 2. Da. 131. Iată, și am făcut. Grupat. Primul cu ultimul. Al doilea cu penultimul. Dumneavoastră i-a stăiat, el zice că e o grupată, adică a făcut săgeată de la primul. Așa. Da, dar gruparea asta, eu înțeleg din coace de egal, nu mai putem aduna. Și spune așa, din față de egal, tăiem unul de aici și unul de aici. Adică dacă iei de pe o bană, când ești la un cântar, și de pe ambele talere iei aceeași cantitate, el rămâne în aceeași poziție. Mai iei o dată, iar el aceeași egal. E cantitatea rămâne. Așa am făcut eu aici. Am tăiat un X și un X din față. Un X și un X. Un X și un X. Sau, dar după ce am adunat așa, 3 de X plus 131 egal 4 de X, scădem 3 X în ambele mele. Din amândouă scădem 3x-ul. Și atunci vine că 131, nu? Da. 131, sau dacă vrei cum știi tu, unul din termenii adunării egal cu rezultatul scăzut celălalt termen. Da. Deci 131 egal cu 4 de x, iar rezultatul adunării scăzut 3x. Și care e cu x? Și e mai problemă. Vezi? M-am prins? Da. M-am prins. Dacă tot veni vorba de asta, veni vorba de problemă. Dacă mai ai tu ceva, dacă nu, eu mă întorc la problema, ca să fac eu, la problema aceea care am făcut-o cu... Cu bagnotele, nu? Cu bagnotele, nu? Cu bagnotele. Am mai stat și am mai analizat. Așa.
Și am zis, băi, totuși, tu n-ai plecat foarte convins la problemă. Așa mi se părut mie. Știi, ți-amintești, nu? Uh-huh. Era așa, 140 de lei. 140 de lei. Împărțit în 5 lei și în greu. Poate face în 5 lei și da, un... deci în banknote, de 5 lei, 5 lei și un leu. Leu, da? Și un leu. Problema este următoarea. 5 minus, unde fac 4. Deci diferența este de fapt. Mă înseamnă că o problemă care îl facem noi de foarte multe ori. Nu știu. Da, cu vilele și cu camerele. Asta e. Hai să ne apropiem de problema aceea. Că noi știam să facem asta. Nu spuneam noi așa. Că dacă ar fi numai de 5 lei. Numărul maxim. Adică numai de 5. Trebuie să avem un număr maxim și număr minim. Exact. Vedem care e mai aproape de ăla. Așa, mă, și vedem acolo și cum suma. Și camera mai mică. Și diferența aceea de 4. Deci noi când vedem o problemă, trebuie să ne gândim că trebuie să o rezolvăm. Dar nu neapărat după o metodă anume. Ci să rezolvăm. Noi nu știm în ce metodă se încadrează problema aceea. Deci de aceea, deci presupune că toate monedele sunt de câte? De 5 lei. Și atunci ar trebui să vedem câte monede sunt de 5 lei. Adică pe 140 nu împărțim la 5. Vă spun eu. Cât este? 20 plus 8, 28. 28, corect. Deci sunt 140 de lei împărțit la 5, egal cu 28. Deci 28 de monede, dacă ar fi toate de 5. Dacă ar fi toate de 5. Dacă ar fi toate de 1 leu? 240. Așa. Toate de 1 leu? 140 de monede. A rezultat 140 monede. Banknote. Da. Deci 140 de banknote. Adică hârtii. Hârtii de asta, da? Ai venit cu de unde leu. Deva așa. Deci ar fi 140 banknote. Ei, nu, nu e de banknote. Lăsați monede dacă ați crezut. Monede. Da, de 140 de monede. Acum, autorul ne spune ceva. Că în condițiile în care avem noi amestec, și de alea și de alea, numărul celor care îl depășesc pe total e cu 12 mai puțin. Deci în clipa în care am fi avut nu știu câte, față de 28 îs cu puțin față de numărul acela cu 12 mai puțin. Mai puțin decât atunci când facem plata cu 28 monede. Ei bine, în condițiile acestea, înseamnă că dacă sunt mai puțin cu 12, ăla dinainte a fost cu 12 mai mult. Deci, numărul total, la plata aceea și de un fel și de celălalt, este de 28 plus 12. Nu? Că avem și de un fel și celălalt. 28 plus 12. Și asta înseamnă, 28 plus 12, fac 40. Deci avem 40 de... 40 de... Banknote. Banknote. 40 sunt în total. Da? Corect. Dacă avem 40, nu știm câte sunt de celelalte și de un mod și de celălalt. Suntem 12 și ne dă 32. Nu, din 40, dacă scădem 12, este 28, 28, da? Dar noi ne închipuim acum că sunt cele, și fac și legătură cu ce făceam noi înainte, cu florile, cu știu ce. Așa, uite. Deci, de 5 lei, cât avem? În total, câte sunt, cât plătem, facem plata cu 5? 28. 28. 28 se dă toată. 28, da?
Ținem? Da. Până aici, vreo patru ultimele, așa, din cărți. Nu le-am pus pe toate, dar pun vreo patru din ele. Deci, prin puncte, 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 eu înțeleg până la 28. Cele 28. În condițiile în care eu retrag o bancnotă de 5... Se adaugă cu 4. Așa! 4, 4 liniuțe. Hai să punem pe 4 liniuțe ce e de un leu. Da. Cu o liniuță rămâne locul acestea. Deci, dispare 5-ul. Dispare 5-ul. Așa. Dispare 5-ul. Nota de 5. Și a apărut o liniuță. Tot 28 suntem total. N-am reușit decât să măresc cu cât, cu 4 acum, cele 12. Mai retrag cu asta altă de aici. Iar vine una în loc. Rămâne una în loc. Și vine 4 din nou. Și 4 din nou. Și iar dacă retrage una... Dacă am scris 3. Și așa. Și aici iarăși 4. 4. Și iată cum, în condițiile acestea, am acoperit cele 12 care erau în plus, da? Și fiindcă am locuit 3 din ele, au rămas cât aici? 20 și cât au rămas de 5? 25. De 25, da, da, de 5 lei. Da. Și câte sunt de 1 leu? 12 acestea? Plus 3. Plus 3. 15. Și 15 de 1 leu. Domnul profesor, mai țin minte că ne-am făcut 40 minus 12 și ne-a dat 28. Și ne-a dat 32. Noi am făcut presupuneri, dacă am făcut prin încercări, da? Dar între timp am mai analizat și am spus că forma asta de prezentare este cea mai la îndemână, mai pe înțelesul nostru. Și mult mai rapidă. Deci am apelat și la metoda figurativă, ne-am amintit și problema aceea. Sigur că acum legătura se face foarte rapid. Cele 12 înseamnă că împărțim la cât? La 3, la 4. La 4. Cât e 4? 4. La fiecare. 12 împărțit la 4 înseamnă 3. 3 mai puțin din cele 25, cum făceam la camere, da? Și cu vile și Și cu flori. De aceea trebuie să apelăm la niște informații care avem de urmă ca să putem face problema. Te rog acum să vedem ce mai eu creat, sau dacă ai ceva concret acum care te frământă. Da, și la temă. Te rog frumos, da. Ce la temă? La temă. Da, dar n-ai făcut un da, da, da. Da, hai, hai, te rog frumos. Când toți pentru acasă, hai să vedem ce chestiune ai tu neclar. Ai o problemă? Da, nu cred, am uitat problemele clare. Ce, îți pare? Dar da. Vrei să mă vezi dacă da. Eu... Două. Mai două de făcut. Te rog. Una mai e de acolo. Două. Păi n-ai făcut două și două de la trecută? Asta ai făcut-o. Asta am făcut. Asta trei copii. Asta cu balanțele. Și cu balanțele ai făcut-o cu maro. Asta bună. Hai, facem. 3 copii mănâncă 3 înghețate în 3 minute. Deci 3 copii. Câți copii mănâncă 50 de înghețate? 3 copii. Într-un sfert de oră. Deci 3 copii mănâncă 3 înghețate. 3 înghețate. Spune-mi. 13. Ma nu. Mănânc în 3 minute. 3 minute. Și 3 minute. Bun. Câți copii mănâncă 50 de înghețate în 15 minute? 50 de... câți copii, da? Da. Nu știm câți copii. Mănâncă 50 de înghețate. Da. Într-un sfert de oră. 15 minute. Eu să mă citesc și eu odată, să mă citesc da, mie rar. Problema 13. Ziua tu, încă o dată. 3 copii mănâncă 3 înghețate în 3 minute. Hai să vedem ce înțelegi. Deci 3 copii mănâncă 3 înghețate da. În 3 minute. Adică un copil mănâncă o înghețată într-un minut. Aici trebuie să înțelegem așa. Sau altfel. Ia să mai vedem o dată. Deci 3 copii mănâncă 3 înghețate
în 3 minute. Câți copii mănâncă 50 de înghețate într-un sfert de oră? Deci, aici, încă o dată, trebuie să vedem dacă tu înțelegi din enunțul ăsta că fiecare copil mănâncă câte o înghețată într-un minut. Într-un minut. Cred că trebuia să fi zis așa, 3 copii mănâncă, dacă spunea câte 3 înghețate în 3 minute, câte 3 înghețate, adică înțelegem că fiecare copil mănâncă 3 înghețate, câte 3 înghețate înseamnă cu fiecare, nu? Da. Mănâncă 3 înghețate. Dar aici când zice 3 copii mănâncă 3 înghețate în 3 minute. Și un copil mănâncă o înghețată în 9 minute. Un copil? Un 9? Da, mă gândesc și eu. Adică când un copil mănâncă într-un... Deci dacă cei 3 copii... Mănâncă mai repede decât ceilalți, dar mănâncă la fel. Dacă cei 3 copii mănâncă cele 3 înghețate în 3 minute, numai un singur copil le-a aruncat pe cele 3 înghețate... În 9 minute. În 9 minute. Da. Spui tu, da? Da. 9 minute. Da, așa o vede, da. Ok? O copilă înghețată în 3 minute. Un copil o înghețată în 3 minute. Vezi, mai vedem încă o dată enunțul, că e foarte important. 3 copii mănâncă 3 înghețate în 3 minute. Așa. Câți copii mănâncă 50 de înghețate într-un sfert de oră? Deci mai vedem. Cei 3 copii mănâncă 3 înghețate în 3 minute. Adică, tu înțelegi că aici un copil mănâncă o înghețată într-un minut. Așa repartizez. Așa, da, da. Dar nu, nu este așa. Pentru că fiecare copil mănâncă câte o înghețată. Înghețată, înghețată, înghețată. Și s-a bucat de mâncat. Da. Și în timpul în care mănâncă, se scurg 3 minute. Noi 3 mâncăm înghețată. Da? Noi 3. Eu mănânc o înghețată. Domnul profesor înghețată, tu înghețată. Deci suntem trei oameni, care mâncăm trei înghețate și, în 3 minute, și durează cât mâncăm. 3 minute. Pentru fiecare din noi durează 3 minute. Deci un copil, dacă mâncăm în același timp. Păi sigur că da. Sigur că da. Deci din chestia asta, autorul ne păcălește. Ne păcălește un pic. Că 3-3-3, zici împărțit totul prin 3 și un copil mănâncă înghețată într-un minut. Nu. De aici traducem așa. Un copil mănâncă o înghețată în 3 minute. E foarte important. Asta este esențială problema. Că altfel ne ducem pe un culoar greșit. Și acum 50 de copii înghețate. 50 aici, da? 50 de înghețate. În 15 minute. 15 minute. Câți copii să punem noi aici? Dacă unui singur copil îi trebuie 3 minute. 15 copii. Pe unui singur copil, pentru o singură înghețată, îi trebuie 3 minute. Da. Da? Acum, fiindcă toate cele 50 de înghețate sunt mâncate în 15 minute, ce ar însemna? Că un copil câte înghețate poate să mănânce? Dacă lui îi trebuie 3 minute pentru o singură înghețată. În 15 minute câte înghețate ar mânca? Un singur copil. Păi... 3 ori 5, 15. 5. Deci 5 copii. Un copil mănâncă 5 înghețate în 15 minute. Deci un copil mănâncă, cât ai spus, 15 înghețate? În 15 minute. Păi lui trebuie pentru o singură înghețată 3 minute. Nu, păi
un copil mănâncă 5 înghețate în 15 minute. Da. Deci un copil mănâncă 5 înghețate în 15 minute. Adică tu ce faci aici? Vrei să aduci la același număr de minute? Aici lucrezi, da? Uite, deci un copil mănâncă o înghețată în 3 minute. În 15 minute, acel copil, un singur copil, va mânca 5 înghețate. Că am înmulțit cu 5 aici, nu? Da. 3 ori 5, 15 și 5 ori 1, 5. Deci dacă copilul mănâncă într-un singur, o singură înghețată, durează 3 minute pentru a consuma înghețata, 5 înghețate. Apoi 5 înghețate în 15 minute. Face 50 de copii. Atunci, nu, 50 de înghețate. 50 de înghețate în 15 minute. Câți copii are să fie? Păi dacă doi mănâncă 5. Dacă un copil în 15 minute mănâncă 5 înghețate, apoi cere 50 de înghețate, de câți copii vor fi mâncate în 15 minute? De câte ori este aici mai mare? 5 față de 50. 5 față de 50 de câte ori mai mare? De 10 ori. De 10 ori. Deci, rapid ne dăm seama, având acest lucru pus la punct, ne dăm seama că aici e vorba de 10 copii. Deci 10 copii mănâncă cele 50 de înghețate în 15 minute. Asta era și întrebarea. Deci aici cât punem? 10. 10, răspuns 10 copii. 10 copii, răspunsul corect. Da? Deci, hai să mai vedem o dată că păcăreala aici a fost. Da. Miezul problemei aici. 3 copii mănâncă 3 înghețate în 3 minute. Adică fiecare copil își consumă ca timp pentru a mânca înghețate 3 minute. 3 minute. Da? 3-3-3 era o păcăreală la care nu știai cum să te lipești de problemă. Aici se află problema că un singur copil mănâncă înghețată în 3 minute. Și îndată pentru 15 minute ne întreabă câți copii vor mânca 50 de înghețate. Noi ne dăm seama dacă unui cu un singur copil pentru înghețată îi trebuie 3 minute. Apoi, având 15 minute la dispoziție, înseamnă că 5 înghețate va mânca copilul acela. De 5 ori mai mult. Da? 5 ori 3, 15 și 5 înghețate. Și având acum 15 minute, îndată ne dăm seama că avem la dispoziție cele 50 de înghețate și cum un singur copil mănâncă 5 înghețate în 15 minute, atunci 10 copii vor mânca cele 50 de înghețate în 15 minute. Deci, cum e raportul de aici de 5 ori 10, 50, așa are și aici, 10 ori 1, 10. Și, în final, am rezolvat problema. Înainte de a mai trece, o altă chestiune mai ai sau mai potem? Nu. Astea au fost probleme care le-am dat eu, nu? Da, două le-au făcut eu, nu cred că are probleme și asta. Și la asta... A fost un pic mai greu să înțeleagă cu 3 minute. De aici a fost mai dificilă. Uite, aș vrea să... Noi n-am mai făcut de mult problemele acelea. Vreau să văd dacă problemele acelea cu flori, cu vaza și cu ce mai sunt actuale. Ia să văd. Dar nu mai țin minte. Uite, dar nici eu nu mai țin minte. Era o șmecherie. O șmecherie, dar sincer... La final, trebuia să le scoate. Nu știu, habar n-am. Dar ai răbdare să ne amintim că asta e la matematică. Gata, mi-am dat seama. Păi vine să... Păi la final, trebuie să pui un număr. Acel număr de toate vazele le aduci și scad niciodată. Nu știu, mă, nu știu. Dar gândiți celelalte vaze. Mai mare. Fără. Mă sprijin că. Da. Ușor ne amintim. Da, intervenim. Făceam, puneam noi probleme, alea eram un moment. Metoda și metodă? Nu știu. Bară, n-avem. Probleme și o să gândim ce mai poate. Deci era așa o vorba. Avem un buchet de mare de flori, da? Da. Mare de flori. Nu știm câte flori. Te le dați numărul de vaze. Știm că le punem pentru început în vaze, de da? Câte? Și câte trei. Hai să mergem cu câte trei. Deci trei punem fiecare. Și noi înseam trei. Ții minte, nu? Trei.
așa mai departe. Ia, voi, sau cum altele să fac. Trei, nu știu. Câte puteți dumneavoastră la bine, câte vreți cheamă. Bun. Nu-mi dau seama că ți se las. Dar voi spune că sunt aici, la sfârșit, nepuse. Mi-au rămas nepuse, fiindcă nu am vaze. 11. 11 au rămas. Rămân. 11 flori, da? Flori rămân nepuse, că nu mai am vaze. 11 mi-au rămas. Dacă le-aș fi pus câte 5 în vază, câte 5 în fiecare vază, zice așa, ce s-ar fi întâmplat dacă puneam câte 5? Rămâneau, trebuie să pun și aici, 3, rămân două vaze libere. Așa, două libere. Corect, două libere. Două în care nu pun flori. Aici sunt 5, da? 5. Două sunt goale. Întrebarea este câte vaze și câte flori am în buchet. La început. Yeah. Perfect. I-am înțeles problema, dar nu prea îmi amintesc ce fac. Că trei în care alea libere, le pe alea de sus. Deci astea libere s-a dat? Le adaug, fac 6, cum 11, 17. Așa. Și vedem că diferența dintre 5 și 3 este de 2. 17 împărțit la 2 nu se poate. Asta. Ați greșit. Am greșit. Asta. Trebuia să puneți 6 jos. Dacă puneam 6 jos. Eram perfect problema. De ce crezi că mergeam? Era 3 și era 17. Dar nu, în momentul în care punem câte 6, diferența câte 3 și 17 se împarte la 3? Fără corectura, că ai avut dreptate, nu am greșit. Că tu m-ai presat. Trebuie să recunosc un lucru, că vreau să evit, să nu pun aici numărul. Să văd după aceea. Un. O singură... Să puneți acolo 4. Și acum, 17 împărțit la 1, 17. Deci diferența să fie câte 4 aici? De 1. Ah, de 1, se pun câte 4, da? Da. Las-o așa și modifică câte rămân, mă. Modifică la câte rămân. Ia zis 11, dă-te un alt număr. Ok. Deci trebuie să fac cât ceva plus 6. Așa, și să bată la 2. Asta e, mă. Ceva plus 6. 14. Sigur că da. Și dau 60, 20 și 20 împărțit la 20. Da, deci trebuie să fie impar, nu impar. Depinde. Dacă aici îmi dădea impar, fii atentă, șmecherie, e foarte tare. Dacă aici îmi dădea impar, și cu impar făcea pas și diferența. Deci noi când împărțim la 2 ne dăm seama că e vorba de faptul că la adunare numărul de flori pe care l-ai la dispoziție să le distribui trebuie să fie neapărat un multiplu de 2. Da? Deci cât ai spus să pun 14, da? 14. Mai puteam să pun și... Și 20. 20, tot orice număr par. Și 12. 19, nu număr impare. Și păcat. Și 2, și 4, și 6. Și 0. Și 0. La legea repartizate. Deci, pun 14, cum ai spus tu, ca să fie problema. Și atunci, rămân la dispoziție. La dispoziție, cât rămân? La dispoziție rămân... După redistribuirea asta, câte? Încă 5, două. 20 împărțit la 2, 10. 14 plus 6 și egal cu 20, iar 20 împărțit la 2. 20 împărțit la 2, egal cu? Scol cu 10. 10. Asta e 10, ce înseamnă? 10 ce-ți indică ție? 10 vaze pline. Deci sunt 10 vaze cu câte cât? Cu câte 5. Așa, 10 vaze câte 5, când noi am pus 2 și mi-a apărut 10 vaze, da? Vaze pline. Dar care e numărul total vaze? Nu știu. Total vaze? Păi trebuie să știi acum. Vata. Câte sunt? 12 și cu 3, 15. Deci, toate vaze. Care sunt vaze? Deșeale goale. Deșeale goale. Câte sunt? 15. Nu cred. Păi sunt 10 până aici, ai spus tu, pline, cât v-ai distribuit 2. Nu.
Da, 10 și cu la 2 dinainte. Așa, cu astea 2. 13. 10 și cu 2, 12. Nu, zici 13. De ce zici 13? Nu știu, prea mamă. Am pus să vă luăm 10 între. Așa ținem unde că făceam. Nu. Corect este așa. Că noi astea 2 le repartizăm. Adau 3, mai punem 2. Punem în real 2. Și câte grupe de câte 2? Sunt 10. De 10 și cu total bază de și înseamnă 10 plus 2 și egal cu 12. Iar flori? Flori? Flori. Câte sunt? Care sunt total? Total. Mai și 10 cu 5. Așa. Dacă așa. 12 ori 5. 12? Nu. Hai. 10 ori 3 ca să... 10 ori? 10 ori 5. 10 ori 5. 50. De flori. Și două vaze. Rămase goale. Aici le am pus. La numărătoare aici. Deci total vaze 12 și total flori se înseamnă 5 ori 10 și e cap cu 50 flori. Cu fir. Ha, 50 de flori, total. Fir, nu vreau să... Vrei și lucrurile noi de ce cu fir? Mm. Bun, mă bucur mult. Vreau pe data viitoare să compui tu două probleme pe varianta asta. Da, te-ai prins acum. Da, m-am prins direct, n-a spus... Mai țin minte că lăsam două libere și alea grăbă. Da, nu te-ai prins direct, dar acum după ce m-ai interesat, ai prins șmecheria, că numărul de flori aici nu-l pui la început. Nu-l pui de așa la întâmplare. Nu-l pui la întâmplare, categoric. Iar cât privește câte vaze lași, lași două sau trei câte lași tu aici, e treaba ta. Da. Și cum le adun pe cele câte repartizați și cu celelalte adunate, ca să poți învăța la diferență. Da. Că noi am zis 35, dar tu poți să iei... Da, dumneavoastră a spus 35 și 11. Și 11 acela, m-am grăbit la 11, ai văzut? Dovadă că nu, numărul acesta nu-l dai la început. Numărul acesta lași la sfârșit, când iei vaze din vaze goale, adică spui, atâtea mi-au rămas goale, vezi ce număr îți dă și cu cât aduni și nu îți vezi să se poată la 2, la 3, la cât ai tu acolo nevoie. Deci este... un mecanism pe care tu îl stăpânești. Să știi că problema aceasta e una dintre cele mai frumoase probleme cu baze și cu... foarte... Da, dar mai era și cu bomboane și cu copii. Bineînțeles că le poți îmbrăca în diverse variante, dar ca esență, ca tehnică de lucru, asta era, da? Asta e problema. Și îți mai amintești și cu vile. Vreau neapărat... Mi-amintam cu vile. Da? Constructor, cum erai tu anul trecut și... 20 de... Să-mi propun 10 probleme. Da, variante, câte variante sunt. Era o treabă foarte interesantă. De aceea, pentru data viitoare, te uiți și pe filme, mă. Da, te uiți pe filme care... Băi, tu ai filmele, mă, tu ai totul la dispoziție. Te uiți pe filme de urmă și îți cauți caiete de urmă, nu știu ce. Te uiți pe filme și vezi acolo toată tehnica. Astăzi aici te-am surprins, că nu-ți mai aminteai așa pe loc. Nu mi-am aminteam, dar după două secunde mi-am amintit. Gata, ai spus, gata, știu ce trebuie să fac. Știi unde mi-a plăcut foarte tare? Când ai văzut aici diferența. Că tu știai că la redistribuire mai adaugi câte 2 și zici 17, nu se împarte. Trebuie să împartă. Trebuie să împartă. Dar dacă ar fi fost diferența de 5, la 5 trebuia să împarte. Adică ar putea să fie 15 acolo. Nu știu cât ar putea fi, dar oricum, important este... Să zic nou. Da. Important este că tu ai înțeles mecanismul și ai și filmele, poți să faci problemele acestea câte vrei tu de multe. Da? Sunt convins că poți să faci. Câte promiți că faci? Că vreau să mă surprinz. Da? Câte promiți tu că faci? Adică aș putea să fac cu fir, cu camere și cu vale. Câte una de fiecare, da? Sau câte... Adică toate în total 10. 10 probleme. Că tu practic când te duci la... Sau nu 10, că 10 nu se împarte la 3. Câte 3?